Medvedev afirmă că orice incursiune a NATO în Crimea ar putea duce la al treilea război mondial. Orice invadare a peninsulei Crimea de către un stat membru NATO ar putea echivala cu o declarație de război împotriva Rusiei, care ar putea duce la al treilea război mondial, a declarat fostul președinte rus Dmitri Medvedev. Это не прогнозы, а это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Câteva zile mai târziu, după această declarație, Dmitri Medvedev a revenit cu precizări pentru site-ul de știri Argumenti i Facti. Pentru noi, Crimea este o parte a Rusiei și asta înseamnă pentru totdeauna. Orice încercare de a invada Crimea este o declarație de război împotriva țării noastre, iar dacă acest lucru este făcut de un stat membru NATO, înseamnă un conflict cu întreaga alianță nord-atlantică, un al treilea război mondial, o catastrofă completă, a declarat Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de securitate al Rusiei. Acesta a mai spus că, dacă Finlanda și Suedia se vor alătura NATO, Rusia își va întări granițele și va fi pregătită pentru măsuri de represalii, iar acest lucru ar putea include perspectiva instalării de rachete hipersonice Iskander în pragul lor. Rusia a anexat Crimea de la Ucraina la începutul lui 2014, când Dmitri Medvedev era prim-ministru, declanșând cea mai gravă criză est-vest din ultimile decenii și declanșând sancțiuni occidentale de la înghețarea activelor la interdicții de viză.